I-am luat pur și simplu de acasă și le-am organizat un program. Un program extrem de frumos, copiilor le-a plăcut extraordinar de mult. Le-am asigurat cazare, mesele, o serie de gustări pe unde au mai fost și ce au mai vizitat și o mulțime de jocuri și concursuri pe plajă. Astăzi suntem la acvaparcul din Eforie Nord. Nu ne prea ajută vremea, dar copiii se bucură de tot ceea ce văd în jur, se distrează, dansează, avem un mim, avem un arlechin, avem tot felul de chestii, astfel încât să-i facem să nu simtă că nu există soare. Copiii au între 8 și 14 ani. Le-am asigurat toată logistica, ca să zic așa, le-am luat mingi, le-am luat colace, tot felul de chestii de jucării cu care să se distreze pe plajă și au fost foarte încântați. Sunt chiar una dintre dumneavoastră îmi spunea ce au simțit copiii când au intrat în apă. Răspunsul a fost fericire. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Marea. De ce? Pentru că mi-am dorit foarte mult să vin aici. Da? Și ce ți-a plăcut la mare? Ce nisipul, valurile? Apa. Apa? Valul și nisipul. Te-ai jucat cu valurile? Da. Da? A fost frumos? Da. Vrei să mai vii? Da. De ce ești supărat? Nu sunt supărat, da. Nu sunt supărat că nu ne băgăm și noi în apă. De în apă. Nu-i da, Jun, nu-i da, nu-i da, că altfel îi faci să-i facă. E rău. Sunteți gata? Mâinile, da? Așa, așa, așa. Mie nu mai merge. Go! Atenție, doi și hands up! Hands down! Up, down, up, down. Hands up. Și hands down. Ok, și acum continuăm cu mine. Hands up. Hands down. Sărim. Up, down, up, down. Ai obosit? Sus, sus. Hands up. Hands down. Pe scena din Aquapark astăzi este doar o mică parte din programul artistic pe care noi îl vom organiza în această vară aici. Copiii vor avea parte de programe de dimineață până după amiază, nu există pauze. Copiii se vor juca în permanență, vor fi preluați de la intrarea în parc până la finalul zilei. De magicieni, de animatori, show-urile lor vor fi organizate în diferite puncte ale parcului, nu vor fi neapărat concentrate la scenă. Pe scenă vor urca artiști români, ca și anul trecut, putem să amintim Pepe, Cătălin Botezatu, cu prezentări de costume de baie, diferiți artiști au venit să susțină spectacole. Anul acesta eu și Dino suntem prezenți aici, le vom cânta și noi copiilor, dar vom și gestiona tot spectacolul în sine și ca MC și ca imagine de familie, pentru că suntem pe litoral cu băiețelul nostru Andreas. Așadar, cred că nu putea exista o altă atmosferă pe care, un alt concept pe care noi să-l promovăm, pentru că Eforie Aquapark sunt sigură că este parcul preferat al familiei voastre, efectiv, din orice colț de țară veți veni pe litoral, aici în sud mă refer. Dinu, da. Dacă vrei să completezi... Noi cel puțin așa l-am perceput acum câțiva ani când am venit cu băiețelul nostru. Era sub limita de un metru, un metru și zece, atunci când nu te poți bucura împreună părinte-copil de niciun topogan. Aici a fost singura dată și prima dată când am reușit să mă dau cu el împreună. Dacă tot amintesc de topogane, vreau să vă spun că anul acesta sunt în număr de 9. Există și partea de super viteză pentru cei iubitorii de adrenalină, cei care, da, care iubesc această senzație. Sunt 5 piscine, avem una dintre cele mai mari piscine cu jacuzzi de pe litoralul românesc.
pot să încapă 25 de persoane, cel puțin. Așadar, una dintre atracțiile parcului este și aceasta. Ar trebui precizat și momentul cu peștii, de care s-ar putea să beneficieze și copiii, chiar dacă nu-i soare. Acei pești medicinali care te gâdile așa la piciorușe. Senzația este unică și trebuie neapărat să încerce. Chiar ne-am dorit să facem un mic program artistic pentru ei, chiar dacă nu eram desfășurător, astfel încât să-i bucurăm chiar de toate atracțiile pe care le vom avea de-a lungul verii. Cel puțin 4 milioane de copii din România cu posibilități materiale reduse nu au văzut niciodată Marea Neagră. Noi, ca foști jurnaliști și în prezent responsabil cu comunicarea pentru mai mulți operatori din România, am prins imediat ideea și am mers și am propus un astfel de program de responsabilitate socială companiilor cu care lucram. Am găsit receptivitatea la Paralela 45 și iată, în anul ăsta, în 2018, la a doua ediție a campaniei pe care am numit-o Prima zi la mare. Anul trecut au fost 36 de copii pe care i-am întâlnit cu marea pentru prima dată în viața lor. Anul acesta sunt 21. Ei toți sunt copii care se află în acest moment în grija organizației umanitare Concordia. Sunt copii care provin din familii destrămate sau pe care familie i-au abandonat și sunt acasă la ei, la Concordia. Ce reușim să facem noi este să le producem o foarte mică bucurie, dar o amintire în același timp pe care nu o vor uita niciodată. Momentul acela când marea pe care o știau din poze sau despre care auziseră, au văzut-o la un moment dat în viața lor.